Isaia 40, versetul 27, citim cuvântul Domnului care spune așa: pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Amin, amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Încă o dată mulțumim Domnului pentru ziua de azi și pentru seara aceasta. Vă aducem salutări sfinte de acasă, de la biserică, de la conducerea bisericii, împreună cu frați și surori cu care am venit să ne bucurăm. Dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Vă mulțumim pentru primire, pentru găzduire, pentru dragostea și căldura pe care ne-ați arătat-o. Domnul să vă răsplătească. Frații români penticostali excelează în acest domeniu și oriunde merge în lumea aceasta, este minunat să te întâlnești cu frați și surori care iubesc pe Domnul, care se închină, care se roagă, care cred ca și noi. Și într-adevăr suntem frați. Și suntem frați pentru că ne-a înfrățit Hristos, Domnul, slăvit să fie numele Lui. Altfel nu ne cunoșteam. Nu eram prieteni. Cu frații slujitori ne cunoaștem de mult, cu fratele Nelu Prunean de prin 81, 82, 83, 84, de când venea la evanghelizări în Baia Mare, apoi a venit la evanghelizări în zona noastră și mi-aduc aminte de evanghelizare mai specială de la Cuciulat, unde fratele Romi și tatăl fratelui Romi și familia fratelui Romi erau acolo. Deci de așa de departe merge cunoașterea. Dar ne cunoaștem pentru Evanghelie, datorită lui Hristos, datorită mântuirii, altfel nu ne cunoșteam. Ne cunoaștem cu fratele Leonard de 33 de ani, aproximativ din ziua nunții lui, atunci ne-am întâlnit, cum a spus dumnealui, am fost obligați oarecum din cauza părinților, socrii mei și socrii lui erau buddies, very good friends. Și acum aveam obligația să participăm la evenimentele care erau semnificative pentru ei și bineînțeles că am venit cu bucurie și am participat atunci, am slujit, am predicat, ne-am rugat și Domnul ne-a ascultat rugăciunea, că fratele Leonardo a fost binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Ne bucurăm, fraților, ne bucurăm pentru Domnul Hristos, ne bucurăm pentru Dumnezeul nostru, ne bucurăm pentru ce a făcut El în viețile noastre și noi trebuie să recunoaștem că dacă El n-ar fi intrat în viața noastră, dacă într-o zi nu s-ar fi intersectat drumul nostru cu Domnul Hristos, să ne iasă înainte, să ne vorbească, să ne ierte, să ne mântuiască, să ne transforme, noi nu ne cunoșteam, nu eram aici și viața noastră arăta complet diferit. Dar în seara aceasta îl lăudăm pe Dumnezeu. Lăudăm pe Dumnezeu Creatorul, Cel care a creat toate lucrurile care se văd din lucruri care nu se văd. Dumnezeu într-o zi a zis să fie și a avut loc mare explozie. Și noi credem foarte ușor că dintr-un singur atom care încă nu exista, Dumnezeu a făcut să apară universul întreg. Noi credem lucrul ăsta, Dumnezeu a zis și a luat ființă, s-au creat toate. Ceilalți cred că de undeva a apărut un atom de la sine, atomul ăla într-o zi s-a enervat foarte tare, s-a supărat foarte tare, așa de tare s-a supărat atomul ăla că a explodat în nervii lui, a explodat și voilà, au apărut galaxiile și tot ce se vede și tot ceea ce nu se vede, tot ceea ce noi nu putem număra. Noi credem că Dumnezeu a zis și s-a făcut și ei cred că de undeva s-a făcut un atom și din atomul acela a ajuns ceea ce se vede. Ce vă spune logica? Hai să nu vorbim despre credință. Ce vă spune logica? Care-i mai logic? Care-i mai normal? Ce e mai omenește să crezi? Prima variantă sau a doua variantă? Apoi noi credem ceea ce spune Scriptura, că Dumnezeu cel atotputernic a luat sărână și l-a făcut pe om, a suflat în el suflare de viață
omul a devenit un suflet viu, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta credem noi. Ceilalți cred că după ce atomul ăsta a creat tot ce se vede, au apărut de undeva niște extratereștri, au adus aici niște cristale, le-au uitat pe undeva, le-au pierdut pe niște munți și cristalele alea cumva s-au intersectat cu altele și ceva s-a întâmplat. Ai nevoie doar de câteva milioane de ani și de un pic de materie și apoi s-au creat primele molecule, primele celule, primele forme de viață și peștii, și peștii s-au supărat în apă și au ieșit pe uscat. Și cine s-a supărat pe uscat a început să zboare și undeva omul pe fir a ajuns și el, că într-o zi o maimuță s-a supărat să mai fie maimuță și a zis, eu sunt prea deșteaptă ca să rămân așa, eu am să devin om. Și iată că a apărut și omul. Cum e mai ușor să crezi? Cum e mai ușor să crezi? Cum e mai simplu să crezi? Că și aceea e credință. Și aceea e credință. Noi credem că există Dumnezeu, ei cred că nu există Dumnezeu. Și noi credem și noi avem credință și ei au credință. Care credință e mai normală? Care credință e mai logică? Care credință face sens? Noi suntem în seara asta aici din nou să declarăm că Dumnezeu este Creator. Amin. Și El este Tatăl nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Și puterea Lui se vede în creație. Noi suntem aici să declarăm că El le ține pe toate, le susține pe toate, le întreține pe toate. Și pe noi avem viață din El. Inima asta bate atâta vreme cât Dumnezeu îi spune să bată. Și noi suntem aici pentru că așa a rânduit Dumnezeu și așa a condus Dumnezeu lucrurile. Istoria este în mâna lui Dumnezeu. România e în mâna lui Dumnezeu, Israelul e în mâna lui Dumnezeu, America e în mâna lui Dumnezeu, Rusia și cu Ucraina sunt în mâna lui Dumnezeu. Tot ce se întâmplă pe pământul acesta e în mâna lui Dumnezeu. Și în final, Dumnezeu are ultimul cuvânt. În final, lumea asta se va prăpădi. În final, fiecare imperiu va cade. În final, orice împărăție se va prăbuși, va rămâne doar împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. El este stăpân peste istorie și declarăm lucrul acesta și binecuvântăm numele Lui. El ține universul în mâinile Lui, El este stăpân peste tot ce se întâmplă și în seara aceasta medităm împreună la câteva gânduri care sunt mai aproape de casă, că cineva s-ar putea să plece de la biserică și să zică, bine, bine, da, e frumos că Dumnezeu a creat totul. E frumos când mă uit la cer și văd mulțimea. Noi nu vedem prea multe, noi vedem vreo 1000 și ceva, 1200, 1300 de stele putem noi să vedem cu ochiul liber. Nu vedem chiar așa de multe, dar totuși sunt multe și zicem că sunt frumoase. Și știm că Dumnezeu la miliarde și miliarde și miliarde de stele și galaxii le-a dat nume la toate și toate au traiectoria stabilită de Dumnezeu. Bun, am înțeles lucrul ăsta. Am înțeles și că Dumnezeu ține istoria în mâinile Lui și El ridică împărății, El coboară împărății, El pune președinți, El dă jos președinți, El pune judecători, El dă jos judecători. El le conduce pe toate. Și asta e bine, dar cu mine? Cu mine? Ce se întâmplă cu mine? Ce valoare am eu? Cine sunt eu? Ajungem poate să spunem exact ca și Israel aici. Deci observați contrastul. Înainte ca Dumnezeu să răspundă la nevoia intimă și personală a omului, Dumnezeu se ocupă de lucrurile mari și arată lui Israel. Îi aduce aminte lui Israel că El e Creator. Îi aduce aminte că El ține istoria în mâini. Îi aduce aminte că El conduce universul și galaxiile. Și apoi se coboară la om și Dumnezeu zice, dar de ce spuneți voi? De ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israel? Soarta mea e ascunsă dinaintea Domnului. Păi degeaba știe Dumnezeu toate astrele pe nume, că pe mine m-a uitat. Așa ajunge să zică omul. În încercare, în suferință, în necaz,
în frământările prin care trece, în ispitele de care este biruit, omul ajunge să zică, da, Dumnezeu le știe pe toate, le face pe toate stăpân peste toate, dar cu mine, cu problema mea, cu necazul meu, Dumnezeu m-a uitat, soarta mea îi ascunsă dinaintea Domnului. Așa au ajuns unii oameni să creadă că Dumnezeu a creat lumea și universul și apoi s-a retras. Și a lăsat ca lumea să își aibă mersul și așa s-a ajuns la evoluție, că sunt creștini care cred în evoluția pe care o propovăduiesc ceilalți și spun Dumnezeu a creat totul și de acolo au evoluat lucrurile așa cum au evoluat. Dumnezeu s-a retras și undeva Dumnezeu deasupra acestui univers, în afara acestui univers, Dumnezeu s-a retras într-un fel de concediu, într-un fel de spectator și privește și urmărește să vadă ce se întâmplă cu creația lui. Alții, puțin mai credincioși, au zis, da, e adevărat, Dumnezeu s-a retras din creație, privește înspre creație și din când în când mai intervine și atinge universul, atinge lumea creată de el și mai reglează câte ceva, mai pune câte ceva la punct, cum a fost pe vremea lui Iosua, a rearanjat pământul și l-a întors peste cap și a răsărit soarele din nou și a fost o zi prelungită. Dumnezeu din când în când, spun unii, mai intervine cu câte ceva. Și apoi sunt adevărații credincioși, aceia care au certitudinea și convingerea, nu că Dumnezeu e undeva în afara creației și a universului și privește ca un spectator, ci Dumnezeu este în creația lui și că Dumnezeu este personal, e un Dumnezeu personal și că își face reședință în inima omului. Wow! Asta e extraordinar! Un Dumnezeu infinit, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu măreț se coboară la ființa omului, stă de vorbă cu el, îi atinge inima, îi transformă mintea și prin Duhul Sfânt își face reședința în inima lui. Ăsta-i Dumnezeul nostru. De aceea Petru spune în 1 Petru 1:5, haideți să urmărim, 1 Petru 1:5 spune așa, voi sunteți păziți de... Noi de asta vorbim. Puterea lui Dumnezeu în creație, puterea lui Dumnezeu în istorie, puterea lui Dumnezeu în univers, puterea lui Dumnezeu în viața noastră, puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Noi credem într-un Dumnezeu personal și un Dumnezeu care veghează asupra vieții noastre în fiecare zi. Un Dumnezeu care nu și-a părăsit creația. Un Dumnezeu care s-a implicat și chiar a venit în persoana Domnului Iisus Hristos, a venit personal, s-a întrupat și a plătit pentru răscumpărarea noastră. Slăvit să fie numele Domnului! Dumnezeu se implică în viețile noastre. În fiecare zi, când te trezești dimineața, nu trebuie să îl chem de departe. Eu îți convins că din cauza naturii noastre și a slăbiciunii noastre, poate și a modului eronat în care îl înțelegem pe Dumnezeu, uneori îl strigăm pe Dumnezeu ca și cum ar fi departe. Dar Dumnezeu nu e niciodată departe. Pentru că dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, El e cu noi. Noi putem să-i spunem, bună dimineața, Doamne! Bună dimineața, Duhule Sfinte! Îți mulțumesc că și în această dimineață m-am trezit și ești cu mine! Și ești în mine! Și ești alături de mine! Și călătorești cu mine! Și mă luminezi și mă ajut și mă sprijinești! Și mă umpli de har și de putere! Cum ar arăta rugăciunile noastre dacă
am trăit cu această conștiință că Domnul este cu noi și în noi, că de fapt, câte experiențe n-avem noi cu Dumnezeu de-a lungul la 40 de ani, a 50 de ani, a 60 de ani, de câte ori n-a intervenit Dumnezeu și a arătat în momente cheie, momente cruciale, de câte ori nu vedem asta pe paginile Sfintei Scripturi, ca să înțeleagă poporul că Dumnezeu este atotputernic și că Dumnezeu intervine. Dacă ar fi să dăm cazul poporului Israel în 1 Samuel, capitolul 5, chivotul lui Dumnezeu este luat în război de către filisteni, îi luat și dus și pus în templul lui Dagon. Pe vremea aceea fiecare popor avea Dumnezeul lui și fiecare popor credea că Dumnezeul lui este Dumnezeu puternic și Dumnezeu adevărat. Și alte popoare tratau pe Dumnezeul lui Israel ca pe Dumnezeii lor. Dumnezei de jumătate morți, dar trebuia să se întâmple ceva din când în când ca să se trezească. Și iată chivotul Dumnezeului celui viu în templul lui Dagon, un Dumnezeu mort. Și ia chivotul și îl duce și îl pune în templu captiv, ca simbol al biruinței filistenilor. Am biruit pe Israel și le-am luat și Dumnezeul. Asta era părerea, concepția lor. Le-am luat și simbolul prezenței, Dumnezeul lor, l-am luat captiv. Și îl punem aici lângă Dumnezeul nostru să stea bine la adăpost. Dar ce s-a întâmplat în prima noapte și în prima zi? Când au venit filistenii să deschidă, nu știu de ce au venit, să facă curat acolo, să ardă tămâie, să vă aducă o închinare lui Dagon, nu știu de ce au venit, dar când au venit, zeul lor era cu fața la pământ înaintea chivotului. Ce s-o fi întâmplat aici? O fi fost un cutremur, o sufla vânt, o venit ceva hoți, hoți nu vin, aici ai păzit, aici nu intră nimeni. N-au intrat hoții. Ce s-a întâmplat? Păi nu știm. Cum să explici lucrul ăsta? Auzi, s-o fi întâmplat. Îl punem înapoi la loc, așezăm lucrurile, nu spunem la multă lume și ne vedem de treabă. Ei, dar Dumnezeu nu-i lasă în pace, că Dumnezeu avea de dovedit ceva acestui popor. Că Dumnezeul nostru, nu-i ca și ceilalți Dumnezei care-s din aur, din argint, din chip cioplit, din lemn, poleit cu aur, nu, Dumnezeul lui Israel e un alt fel de Dumnezeu. Și în ziua următoare, Scriptura ne arată că din nou Dagon, zeul lor, era cu fața la pământ înaintea chivotului, dar de data asta mâinile și capul erau tăiate pe prag, la intrare. Și ce interesant, uitați-vă, nu se pocăiesc oamenii. Toți ăștia ar fi trebuit să zică, nu, logică, omenește, ar fi zis, mă, dacă asta se întâmplă aici, înseamnă că ăsta-i Dumnezeu adevărat și zeul nostru e un chip cioplit. Și să ne mai închinăm noi la un Dumnezeu care dimineața e cu fața la pământ și cu mâinile tăiate și cu capul tăiat. N-are rost, renunțăm la Dumnezeu nostru. Dar n-au făcut așa. Nu știu cum l-au cârpit, nu știu cu ce cuie, nu știu cu ce tape, că pe vremea aia nu era duct tape, dar dacă era duct tape, cu duct tape cred că l-ar fi prins. Dacă era în România, îl prindea cu sârmă. Românii cu sârmă și americanii cu duct tape. Nu știu cum l-au prins înapoi, l-au peticit înapoi, dar l-au așezat înapoi în loc de cinste. Și-au zis, trebuie să scoatem chivotul afară. Nu mai punem ține chivotul aici, că nu, Dumnezeii noștri nu se împacă. Dar tot îs la fel. Și al nostru e bun, și al lor e bun, dar nu se împacă. Mai bine ne scăpăm de Dumnezeul lor, să-l țină ei, că dacă vine Dumnezeul lor la noi, ajungem în probleme. Trebuie să ne scăpăm de Dumnezeul lor. Da, dar au mai format o tradiție interesantă. De acum înainte nu mai călcăm pe prag. Când intrăm în templul nostru, să nu mai punem piciorul pe prag. Pentru că acolo li s-au tăiat mâinile și capul și acolo au fost așezate, din cum înțelegem din cuvânt, capul și mâinile zeului lor.
Interesant. Acum avem respect pentru pragul ăsta, că aici ai un loc periculos. Probabil superstiția le-o fi zis, mă, dacă pun piciorul aici, mâine îmi tai și mie piciorul. Nu mai ne atingem de locul ăsta, că locul ăsta e periculos. Atât au învățat ei. Dar pentru noi, lecția asta e extraordinară. Pentru noi și poporul lui Israel, ni se spune, ni se amintește din nou că Jehova este Dumnezeu cel adevărat. Că Dumnezeul lui Israel este Dumnezeu creator. Că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu real. Că Dumnezeul nostru se coboară în viața oamenilor și a popoarelor. Și că Dumnezeul nostru stăpânește. Și că niciun alt Dumnezeu nu poate să stea în fața Lui. De aia noi zicem că Dumnezeul nostru e singurul Dumnezeu adevărat. Și noi ne închinăm Lui. Când am fost în India, nu știu dacă prima dată, a doua oară, că am fost de multe ori, ca să slujim și să vizităm lucrarea de misiune acolo, dar într-una din călătorii s-a deschis așa subiectul cu șoferul care ne-a dus. Ori ne-a dus de la New Delhi la castelul lor, la Taj Mahal, ca să vedem și noi ce e acolo, ori ne-a dus la avion, ori undeva ne-a dus, că am avut un timp mai îndelungat de discuție. Și am deschis subiectul sincer, nu ca să ne contrazicem, să ne batem, dar am vrut să înțeleg ce e în mintea lor. Și am întrebat despre religia lor, despre credința lor și am zis, tu ce crezi? Și mi-a explicat cam ce cred ei, că da, este Dumnezeu și că ei se închină și se tem de Dumnezeu. Și eu căutam să explic că și noi facem la fel, dar că Dumnezeul nostru e personal. Dumnezeul nostru e personal. Noi vorbim cu El cum am vorbit cu tata. Și că El vorbește cu noi. Și că Dumnezeul nostru intervine în viețile noastre. Noi ne rugăm și El răspunde. Și am zis, ce poți să-mi spui tu despre Dumnezeul vostru? Ce credeți voi? Și El a zis două lucruri care mi-au rămas în minte. Unu, noi nu avem Dumnezeu personal. Deci pentru noi Dumnezeu e în afară, e apersonal, e în afara naturii, e undeva departe. Și atunci am zis, bun, dacă Dumnezeu e așa, cum te poate ajuta? Înseamnă că Dumnezeul tău nu te poate ajuta, nu? Zice, mă poate ajuta, dar cum? Cum te ajută? Păi îmi dă noroc, îmi dă noroc. Adică cumva Dumnezeu ăsta de departe pregătește circumstanțele și îmi dă noroc în viață. Și îmi trimite oameni de afaceri și fac un deal bun și îmi trimite clienți și cumva Dumnezeu ăsta intervine și îmi dă noroc. Și am zis, bun, apreciez lucrul ăsta, n-aveam nicio șansă să-l convertesc eu la credința adevărată, dar am vrut să descoper ce cred ei, ce gândesc ei. Vedeți, sunt oameni care gândesc că Dumnezeu îi undeva departe și le dă noroc. Și la urma urmei, îi un pic ceva. Dar asta nu-i credința noastră. Credința noastră nu-i că Dumnezeu e departe și ne dă noroc. Credința noastră e că Dumnezeu e cu noi și ascultă rugăciunea, locuiește în noi și izbăvește și salvează și intervine și cu tine pe patul spitalului. Și alături de tine când suferi, când suferi emoțional, e alături de tine când ești abuzat, în familie poate, e alături de tine când ai probleme la servici, cu netăiat împrejur, e alături de tine când la școală ești batjocorit, e alături de tine, Dumnezeul nostru este personal și intervine. Dacă mergem din nou la un caz din Vechiul Testament, în Împărați, capitolul 17, când Dumnezeu stă de vorbă cu Ilie și apoi stă de vorbă cu Ahab și cu Israel. Israel care a început să șchiopăteze de ambele picioare, s-a îndepărtat de Dumnezeu, a întors spatele lui Dumnezeu. Și Ilie, într-un mod unic, niciodată nu s-a întâmplat în istorie lucrul acesta, nici până atunci și nici de atunci încoace. A fost un mod unic în care Dumnezeu a intervenit ca să arate poporului că El este Dumnezeu. Elie a zis, haideți să facem un test. Voi vă lăudați cu Baal, vă lăudați cu Astarteia.
aveți aici 400 de proroci și 450 de proroci, 850 de proroci a lui Baal și Astarte. Să vină toți încoace și să pregătească o jertfă și să se roage către Dumnezeul lor. Strigați către Dumnezeu. Și dacă Dumnezeul vostru răspunde cu foc din cer, să nu puneți foc la jertfă. Dacă Dumnezeu răspunde cu foc din cer, atunci ăla-i Dumnezeu. Eu o să fac același lucru, am rămas singur. Sunt singur aici. Proroc al Domnului, a Dumnezeului cel adevărat. Am să fac același lucru. Și dacă Dumnezeu răspunde cu foc, ăsta e adevăratul Dumnezeu. De El să vă temeți și Lui să-i slujiți. Și așa a făcut Ilie. Și Ilie, unii poate ziceți că nu-i bine să folosim atâta sarcasm. Și eu cred că nu-i bine să trecem anumite limite. Unii dintre noi, și în cazul meu, cred că în DNA, în DNA-ul meu există sarcasmul ăsta și folosesc în expresiile mele mai mult sarcasm decât alții. Și l-am găsit că și în Biblie a fost folosit, și Ilie l-a folosit. Îl țineți minte pe Ilie? Ce a zis când ăștia se rugau, tăiau, curgea sânge? Strigați mai tare! Nu vă aude! Nu vă aude! Doarme! Baal s-o dus la culcare, s-o da stingerea! Strigați mai tare că se va trezi! A, poate că e plecat în vizită, în călătorie și-o lua concediu, doar și el trebuie să-și ia concediu din când în când. Strigați mai tare, de unde o plecat în concediu? Nu în Phoenix, în California acum, strigați că o să vă audă dacă țipați mai tare. Observați? Omul lui Dumnezeu, când e vorba de fără de lege, când e vorba de păcat, când e vorba de lucrurile care nu fac sens, da, strigați, țipați! Vedeți dacă nu se întâmplă ceva, până au aiurat toți. O dat drumul la sânge din ei, fără niciun folos. Până înspre seară. No, ați gătat? Sunteți obosiți? Obosiți, însetați, flămânzi, amețiți, epuizați, surmenați. Ați terminat? Da, am terminat. Da. Unde-i focul? Nu-i foc. Și Ilie, înainte ca să se roage, adresa altarul, spune Scriptura. Am predicat duminica trecută despre lucrul acesta în biserica noastră. Adresa altarul. A așezat altarul la loc. Și suntem chemați de Dumnezeu să-L așezăm și noi în familiile noastre. Altarul rugăciunii, altarul pocăinței, altarul dărnicie, altarul armonie, altarul păcii. Suntem chemați să zidim altarul la loc, să fie altarul intact. Și după ce a zidit altarul, a dus jertfa, a pus lemnele, a adus jertfa și a zis, ca să nu fie confuzie vreodată, în istorie, în timp, că a fost prea cald, că știți, la noi în Arizona e cald și e destul o singură scânteie și aprinde în deșert tot. Și acolo era cald și era după masa. Și Ilie s-a gândit bine la lucrul ăsta, nu scrie detaliul ăsta, dar avem dreptul să înțelegem sau să vorbim despre lucrul ăsta. Ilie a vrut ca să rămână în istorie, că nu s-a întâmplat o confuzie, o greșeală, un accident. Aduce și turnați apă. Și mai turnați încă o dată apă și mai turnați încă o dată apă, până când totul e îmbibat în apă. Ca să nu vină vreun om al fără de lege vreodată, acum sau peste 100 de ani sau peste 1000 de ani, să zică, mă, din greșeală s-o freca două pietre împreună, s-o porni focul. Să nu cumva să existe vreun dubiu, îi ud îmbibat tot. Nu se poate pune foc acum din greșeală și nimeni nu e acolo să pună foc. Dar Ilie s-a îndreptat către Dumnezeu cel adevărat și a zis, Doamne, fă să se vadă azi că Tu ești Dumnezeu cel adevărat. Și că tot ce am făcut, am făcut după porunca ta și să le întorci astfel inima spre tine. Frate și soror, s-a coborât foc din cer și tot poporul în final a strigat, Domnul este adevăratul Dumnezeu. De două ori, Domnul este adevăratul
Dumnezeu. Aș vrea să declarăm în seara asta, frate și soră, om al lui Dumnezeu, care ai 20 de ani sau 80 de ani, ai avut momente în viață când Dumnezeu a intervenit? Poți să ridici o mână sus. Că Dumnezeu a intervenit. Și nu la toți la fel, dar Dumnezeu a intervenit. Ce ai zis atunci? Din toată inima, ai zis ca poporul lui Israel. Yes! Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și noi în seara asta ne unim inimile și spunem și declarăm, s-audă cerul, s-audă pământul, s-audă iadul. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Da, Domnul intervine în viața poporului lui Dumnezeu. Și Domnul a intervenit, ai fost în groapa adâncă. De câte ori ai mers la spital și n-ai știut că mai ieși afară? Și ai zis, Doamne, dacă ies afară, unii care am trecut frontiera, câți n-au zis, Doamne, dacă m-ajut să trec frontiera, Doamne, o să mă pocăiesc cu adevărat. Și unii, până dacă o scăpa de frontieră, știți că, probabil ați auzit de cel care se neca în apă, era la malul mării, dar era o distanță oarecare. Și a zis, Doamne, dacă mă scap de aici, că nu știa să note, dacă mă scap de aici, îți dau ție tot, Doamne. Și Domnul l-a ajutat și s-a apropiat. Când s-a apropiat un pic, a zis, mă, sunt speranță, Doamne, dacă mă ajung să scap, îți dau 50%, Doamne. Și iară s-a mai apropiat un pic și când s-a văzut că e mai aproape, Doamne, dacă mă scap, îți dau 10%, Doamne. Și pe când l-a scăpat Domnul și a ieșit afară, a uitat ce a zis, când a fost în larg. Uneori, oamenii uită promisiunile pe care le-au făcut. În ziua necazului, în ziua suferinței, când ai nevoie de Dumnezeu, zici, Doamne, dacă mă scap, o să fac și eu asta. Iacov și-a împlinit promisiunea. Nu-i păcat să faci o promisiune, nu-i păcat să te rogi și să-i ceri Domnului, să spui, Doamne, dacă lucrez, și eu o să fac lucrul ăsta sau lucrul ăsta, dar dacă ai promis, să te ții de cuvânt. De câte ori te-a scăpat Dumnezeu? Și de multe ori nici n-ai promis nimic. Eu am învățat să nu fac mari promisiuni. Promisiunea mea să fie, Doamne, vreau să slujesc ție toată viața. Asta e promisiunea mea. Nu trebuie să fac alte lucruri specifice, că dacă faci prea multe promisiuni și uiți de ele, de aia americanii au avocați mulți și le pune în contract. Că uiți, ai început business-ul azi și peste 2 ani de zile crezi că ai zis altfel. Și trebuie să vină avocatul să arată hârtia și să spună, mă, n-ai zis așa. Na, acum, dacă în fiecare zi faci tot felul de promisiuni lui Dumnezeu, o să uiți și o să te faci vinovat. Mai bine să faci o promisiune și bună. Doamne, toată viața vreau să slujesc. Toată viața vreau să fiu al Tău. Doamne, scapă-mă. Doamne, intervino. În seara asta ai venit la casa lui Dumnezeu și noi am venit la casa Domnului. Și nu știu cu ce ai venit. Nu știu ce ai adus. Nu știu ce ai lăsat acasă. Dar există șansa asta, în momente de slăbiciune, omul să zică, soarta mea îi ascunsă dinaintea Domnului. Doamne, Tu mai auzi? Doamne, Tu știi? Tu cunoști prin ce trec eu? Înțelegi, Doamne, frământările mele? Mi se pare că nu mă mai auzi. Mi se pare că nu știi de mine, mi se pare că nu mă cunoști, mi se pare că m-ai abandonat. Poate chiar în familie ați avut discuții de genul acesta. Mă, nu știu ce se întâmplă cu noi, parcă Dumnezeu a uitat de noi sau Dumnezeu nu ne mai aude când strigăm sau Dumnezeu ne-a părăsit sau ne-a lepădat. Nu, ce s-a întâmplat? În momente grele poate omul să fie frământat și să ajungă în această situație, dar ascultați ce spune Domnul, nu știi, n-ai auzit, Dumnezeul cel veșnic, El a făcut marginile pământului, El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea Lui nu poate fi pătrunsă, El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Poate că ești aproape să cazi în leșin, din punct de vedere duhovnicesc, poate că ai slăbit, ești sleit, te lamentezi oarecum că s-a schimbat lumea, s-a schimbat vremea, acum credincioșii sunt altfel. Fraților, toate astea sunt adevărate, dar ce este mai adevărat e că Dumnezeul nostru rămâne același ieri, azi și în veci.
Și dacă îl cunoști pe Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul cel adevărat este alături de tine și este gata ca să izbăvească, și este gata ca să mântuiască, și este gata ca să salveze, și este gata ca să vindece, și este gata ca să ridice, și este gata ca să te mânghe, și este gata ca să-ți vorbească și să te nuiască și să schimbe circumstanțele și să poți să declari din nou: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și dacă ai venit în seara asta cu o povară la casa lui Dumnezeu, dacă ai venit în seara asta cu o problemă care nu poți rezolva, îl cunoaștem pe Dumnezeu cel adevărat care se implică. Îl mărturisim pe acest Dumnezeu și îl declarăm pe acest Dumnezeu. Și noi am trăit. Da, știu că unii ar vrea să vadă minuni în fiecare zi, în fiecare zi o minune. Și putem spune că viața e o minune și putem spune că apa e o minune și aerul e o minune, că încă nu-i taxat, aerul încă nu-i taxat foarte tare și e o minune, că apa e taxată, toate celelalte sunt taxate. Poate că vine vremea, dacă mai sunt câțiva avocați, le pun la punct și pe astea și le aranjează. Dar pot să declari în seara asta că Dumnezeu e bun și Dumnezeu se îndură și că Dumnezeu nu a uitat de tine și n-a uitat de condiția în care te afli și n-a uitat de starea ta. Dacă cunoaște Dumnezeu toate stelele din univers, Dumnezeu cunoaște toate celulele din trupul tău, toată ființa ta, te știe pe nume, știe câți ani ai, știe dacă ai diabet, știe dacă ai tensiune joasă sau ridicată, știe dacă suferi de rinic, știe dacă suferi de plămâni, știe dacă nu te ascultă copilul, știe dacă ai probleme la servici, știe dacă nu te înțelegi cu soțul sau cu soția. Le știe Dumnezeu pe toate, le cunoaște Dumnezeu pe toate și El are putere să intervină și să repare. Știe Dumnezeu dacă ai slăbit, dacă nu te mai rogi, dacă ai uitat că Duhul Sfânt e în tine și că Duhul Sfânt e puterea lui Dumnezeu, e harul lui Dumnezeu, e a treia persoană din Trinitate. Tu trebuie să știi lucrul ăsta și poate că ai uitat, zice, slab, ca un piperic, nu știu ce s-a întâmplat, ce-i cu mine. Trezește-te, apropie-te de Dumnezeu și să ne apropiem de Dumnezeu. Frați și surori, aș dori să facem o rugăciune pentru noi, pentru copiii noștri, pentru starea noastră, pentru cei mai în vârstă. Poate că unii dintre cei mai în vârstă zic, s-au dus vremurile, s-au schimbat oamenii sunt așa. Fii tu pocăit, să fiu eu pocăit, să fiu eu un exemplu. Doamne, nu mai e lumea așa, tinerii sunt așa, bine, hai să fim noi sfinți, hai să ne rugăm noi, hai să chemăm noi numele Domnului, hai să fim noi plini de Duhul Sfânt, haideți să ne rugăm noi mai mult, hai să insistăm noi mai mult. Și tinerii o să-i trezească Dumnezeu și pe ei. Și dacă bătrânii dorm, tinerilor treziți-vă voi. Doamne, ne-au povestit părinții noștri, dar acum părinții au dormit. Părinții s-au obosit, părinții s-au pensionat, părinții s-au mutat în alte părți, ce va fi cu noi? Dumnezeul lor și Dumnezeul vostru. Dumnezeul fiecărei generații, n-a murit un Hristos pentru fiecare generație, un singur Hristos a murit pentru toți. Același Dumnezeu care împărățește peste toți, care stăpân peste toți. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și haideți, vă rog, să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune și să mijlocim unii pentru alții. Poate că unii vreți o mijlocire într-un mod mai special și poate că vreți să ridicați o mână înaintea Domnului spunând că aveți o nevoie, aveți o povară, aveți o greutate, aveți o suferință, vă confruntați cu ceva pe care nu puteți să rezolvați și aveți nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Mijlocim în seara asta și ne rugăm, ridicați o mână, cei care aveți nevoie în mod special de mijlocirea celorlalți și ne rugăm împreună cu toți. Sunt mai multe mâini care s-au ridicat și în spatele mâinii Domnul știe ce se ascunde. Noi nu știm, dar Domnul știe și Domnul cunoaște și în seara asta ne rugăm ca Dumnezeu să-i izbăvească. Amin. Și când pleci de aici o să pleci schimbat, o să pleci transformat, o să pleci cu problema rezolvată și o să ajungi acasă și o să zici: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Cu toată adunarea, haideți să ne rugăm. Amin.